Sunt profesor Mihaescu Mihai și astăzi vă propun să descoperim cum puteți adresa corect întrebări la orele de educație economico-financiară. În felul acesta, o să vă formați și o să vă dezvoltați competențe specifice acestei discipline. La prima temă, tema consumatorul, vă recomand întrebarea ce drepturi am în calitate de consumator. La tema producătorul, recomand întrebarea cum își organizează activitatea de producție un antreprenor de succes. Mergem mai departe. Întrebările cum facem o listă de priorități, cum stabilim un obiectiv, sunt foarte importante atunci când vrem să construim un plan de acțiune. La tema bugetul familiei, o întrebare ar putea fi: cum administrăm corect banii? Rolul banilor poate fi identificat cu întrebările: care este valoarea banilor și care este diferența dintre preț și valoare? La tema instrumente și mijloace de plată, recomand ce înseamnă siguranța legată de bani și valori. Relația consumatorului cu instituțiile bancare poate fi descoperită în urma întrebărilor care este rolul băncii și respectiv ce se întâmplă într-o bancă. De ce și cum să economisim? Iată o întrebare pentru tema economiile și realizarea proiectelor familiei. Ce este riscul? Cum îl gestionăm? O întrebare bună atunci când studiem relația noastră cu instituțiile financiare nebancare. Și în fine, ce este un obiectiv? De ce este important ca obiectivul să poată fi măsurat? Ce presupune un plan de acțiune pentru realizarea obiectivelor? Sper că v-au plăcut! La revedere!